Dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip in FS22. Suntem pe Dumești, suntem la noi la fermă, băiem bunii. Dacă nu avem treabă cu acest Lizard 914, nu știu exact cum basculează, dar știi din videoclipul trecut că ne-a găsit niște oameni care să cumpere niște lemne, dar nu la 12 metri, cum măsurăm cu așa, și ne-a zis să duc un camion din acesta de lemn. Așa că o să punem ăsta puțin la muncă. Între timp, știți că am făcut o nouă pădure la pădure. Am pus copaci. Și să vedem ce avem de făcut. Sunt niște oameni foarte bătrâni, care au o pensie destul de micuță, vă dați seama. Bine, au până în 2000 de lei, se pare. Gândi mi-am spus de Ilie, că el este primarul din acest sat. Și, da. Dar așa spune Neilie că, na, e mai tânăr el, dar îi spune Neilie că e mai frumos, respectiv la om. O să începem din partea aceasta, cum am spus, din partea... Uite, din partea care v-am spus că o să luăm de aici. Dar acum sper să poate comațul pe care îl am să-l taie. Bun. Uite, ăștia copacii moliți. Am pus și tineri și bătrâni. Am pus așa, am mai diversificat. Aici avem MB-tracul care am pus cu ăla, un taf și Lizard și comațul. Până ne creștem o recolta în fața fermei, nu avem momentan ce face. O să urmez să ne facem și un teren pe care să lucrăm, că de ce nu. Până la urmă nu avem nimic de pierdut, că noi lucrăm orice, știți. Mi-a și spus. Bă, poți să-l tai pe ăsta, mă, ca? Hai să salvezi jocul. Da, hai că pot să-l tai. Îl am la 12 metri. Nu, dacă tai, mă, cum a fost. Hai că am trecut de un metru. Bă, mă enervează, măi. Mi se pare că merge dacă las... Ia. Ah, hai bine că nu cade, că vreau să așez acest, cred că un de la vechi, Mercedes de la vechi. Să punem sublem. Putem să mai ridicăm podul puțin, în sus, așa. Ridicăm brațul puțin. Să dau mai în spate ăsta. Că să avem câte altul pe ăla. Iată. Îl oprim momentan. Hai să mai reversăm un pic dracu. Și dacă nu avem ce face agricultură, mai fiem un copăcel, să ne găsim un nițel. O, bă, dar știți cum e în unele zone. Mai tai un copăcel, mai face treabă în alta. Vă dați seama că n-ar nevoie unul de lemne, mai capă unul lemne, mai un alta. Mă sper să nu cadă lemnele
trebuie destul de multe lemn în dubita noastră, în mercele sofa. Cred că e Mercedes. Cred. Hai. S-a pus și pe cabine, dar nu este probleme, că așa vom noi nu probleme. Ne vom sui în volum, vedem cum ne suim. Simpli, dar putem că... Dar cum boli mă suiu, mă, ce cred? Uite așa. Bun. Prima așa am rezolvat. Bun. Hai să mai chem un copac. Văd că intră destul de multe în acest... E bine că stă copacul cât timp mutăm noi utilajul ce le punem. Uite așa. Da, ce am mai făcut, de ce am mai cumpărat remorcă, de ok, băgăm în în Duba sau vreme, în Lizard sau Mercedes sau ce este el, nu știu, sincer. Dar, ce e? Bine, că intră doi copăcei întregi, intră lejer în, aici. Vedem ce spațiu rămâne, mai chem un copac. Merge la oamenii aia frumos, cu lemne. Este așa un bonus pentru ei, că prin oameni dă drumul ăla seama. Deci stau ei chiar la marginea satului, nu stau undeva aproape de drum. Da, stă când ne elie. Într-un ne mai rămas la vâini, nu? Dar stai și mai avea un pic. Tot ne mai rămas la o grămadă aici. Dacă nu care lemn, nu trebuie aici. Trebuie să iau lemnul de aici, atât până aici. Nu, doamne, cam te și lemn, uite din doi copaci, trebuie mai dăm și al treilea, cum pare. Cine pune pare cu mine? Nu? Ăla e? O să venim noi cu... O să venim noi după aia cu... Coala de rădăcini și o să... Să vând de rădăcini. Nu lăsăm... În spate.
Dacă sunt oamenii bătrâni și nu mai poate ei să le taie, dai le teme la un metru și ceva. Și dacă știam că sunt oamenii tineri, nu mai tăiam copăcii ăștia. Uite, am făcut trei copaci. Asta mărișor. Dar problema e că mai avem noi 5 chinarium la... Sunt aici așteptat, hai să am găsut 2-3 copaci, am găsit pe jos. Dar nu e problema că băgăm aici, sau după știu. Nu vreau să mai... Dar în șoane e bună, am pus o grămadă de vreme pe... Hai, asta că e ca de lemnul ăsta. E prun la mașinuța asta că n-are și a 5. Era bine avea și a niște 5 una alta. Până mai chinuiam noi să mergem cu grijă. Așa le legam direct. Și gata. Gata, bro. Am așa la frumos. Gata. Mă gândim nou, dar bine, tot trebuie să fiu foarte atent. Dar până să ne ducem spre oamenii aceia bătrâni. Vreau să fac ceea ce primarul n-a putut să fac. Adică să pun niște asfalt. De aici, din zona asta, unde am eu ferma. Uite așa. Și cred că facem așa. Până la ăsta aici. Și uite așa. Și uite așa. Poate facem și o ieșire la Peco. După aceea știu și pe unde ies oamenii. Uite așa. Asfaltăm. Gata. Și acum hai să mergem. Bă, iar cadem. Cred că m-am lăsat pe planul ăsta. Dar bine, mi-am luat țeara pe oameni, nu am zis și așa. În gracul urman, în termen la oameni, pe aici nu mai sunt oamenii aici, unde stăteau ei. S-au mutat în capul satului și la oamenii aducem iar aici, din câte știu, nu mai sunt oamenii ăștia, oamenii doi bătrâni, dar bine că sunt alții. Deci s-a pus stop de trenul ăsta la satul. Era bun dacă primea mapa dumnești, primea update. Dar, bine, mă știu care... Aia, mă, hai că am făzut. Rând, lem, două. Same, probleme de imediat adunăm, că nu-i nici boale. Să te uiți, bă. Să uite, uite, mea Gheorghiță, că lemn, nu e pentru el, e pentru doamna, bine, pentru tanti Elisabeta și mea Marcel.
Nu știu. Dacă eu am aici cheie în utilaj, să se... Deci, poarta pe partea de altă e închisă. E închisă. La mine acasă e închisă poarta, e totul bine. Grâul... Așa se prezintă. Este aproape... Este 100% fertilizat. Uite, nu am început, nu știu. Am tăiat din pădurea nouă. Unde mi-am făcut și noi aici în drum, am asfaltat că prima are doar întălărită. Doar la vot fac ceva. Dar are încă cu... Așa este el, prima are vărcit. Dar măcar a făcut un pod aici. Nu mai trebuie să mai mulțumim noi. O să aibă nevoie de noi. În câteva zile o să aibă nevoie de noi. Ia... Mie, noi. Trebuie să vină o mașină, mi-a zis. O nouă mașină pentru el. Personală. Și dacă o fi nevoie să mă duc eu să arunc la magazin, o să-mi cumpăr o platformă, că n-am nici platformă. Nu însemnam. Din câte știu, mi-a zis mie că soțul lui Tandu și Abeta a fost șofer pe autobuz pe timpul Ceaușescu. Și când l-a început pe Ceaușescu, a primit un autobuz de la vechi. Dar vei, nu românesc, ușor. Nu românesc, străin, la rusesc, zice. Dar nu mai îl... Nici nu mai poate mai... Dar bine, nu merge la el. Doamne, nu e acasă pe-un telefon, pe-un telefon. E că vreau că n-ai primar și... Au zis, nu-i nu știu ei. Dar nu mai poate, nu știu. Nu, e cât mare, e când la așa răparare, am zis. Dulcele mele sunt la oameni bătrâni. Adică nici mai am de făcut în altă ceva. Nu prea mai am de făcut, dar că nu știu nimic cum... Așa. Bă, ce are mă? Hai bă, frate. Hai boale aici. O, vezi, e otru minus asta. Vezi când e prost, că n-ai timp la o moarte, așa cum îmi încep. Hai, mă, tată viață! Așa, așa. Că da, nu mi-a pus-o, așa, nu mi-a pus-o timp, că... Nu uitai ce să facem în lume, nu uitai că l-au omor acolo. Înțeleg că nu uitai că nu uitai. Da, pare mi-a căzut și lemnul ăsta. Ia Marcel cu Tanti, dar vedeți că mai în față. Doar până acasă, aia au un spune exact, nu mai știu. Dar când o să ajungem și lor, dar nu acum, că momentan ne-am adus un oameni ăștia alții, cu Tanti Mare Cica și Neiwan. Ia să vedem.
Sărumâna, sărmata Dimarcia. Sărmata Trina Ioani. Ce face dumneavoastră? Ce să facem, flăcă, uite, 14 de casă cu bătrânețea noastră, știi și tu cum este. Da, ne, eu știu cum este. Mă apare, Dimarcia, ce faci? Ce să mai tine, poate, aici și eu, lângă casă, cu soțul meu, ce? Și noi, păi, bătrânețea, știi și tu cum e. Da. Neioane mi-a zis să nea Neilie că ai nevoie de niște lemne. Dar n-am tăiat 12 metri că știu că sunteți bătrâni și nu aveți puteri să le tăiați, așa că vine în tăiat un metru doar să le crăpați. Nu este problemă, nepoate. Cum le-ai adus, noi așa le luăm. Că, na, bine, iarna se apropie cu pazărete și trebuie și un lemne că a venit mai casa și ne mai vin și copiii din străinătate. Trebuie burda, să știi. Da, Neili, da, Neioane, știu cum ești. Uite, mașina este acolo pe drum, dacă îți place. Da, ne poate, bag o curte, lasă-o lângă gar, că o să mă ocup eu de lemne, o să le crap eu, nu-i problemă de asta, că na, nu mai am 60 de ani, dar mă simt de la 20, știi? Da, Neioane, dacă bag în curte, o pun undeva unde, sau o pun aici. Nu, nepoate, las-o lângă pomul ăla din colțul gardului, că le iau, o să le iau eu la mână. Bine, bine, Ioane. Cu banii, cum faci? Nepoate, ți-i dau ție, cât trebuie să-ți dau? Bre, că mă tare sunt, vedeți, bătrâni în alta, 1500 de lei, 15 milioane. Că n-ai mașină mare, 3 copaci, am tăiat un metru. Uite aici, nepoate. Să îi stăpânătoși, să faci ceva cu ei, până la urmă trebuie să investim noi în ceva, că, na, îmi dai seama, suntem bătrâni, nu trebuie și o lemne, una alta, na. Da, Neioane, știu cum este. Dacă bă mașina în curte și vorbim după aia, da? Bine. N-am vrut oameni buni la omul, că nu sunt chiar ciobani, sunt bă, vă duc la avare. Se vândut. Unde avem? Uite aici. Asta. Dar nu merge lui. Capul meu, îl dau la mântă toată jos. Păi, dacă știam eu că nu merge, dar stai să fac ce-o nouă șmecherie, oameni buni. Să nu mă mechine și o să iau seria de morcă. Vindem de morcă prima dată, ca să nu ne mai chinim noi. N-a rămas pe... a rămas pe camion. Unde era remorca, a rămas pe... n-a rămas cam pe altă pe remorca. A fost oameni cum de cade, mei, eu... uite, a fost chiar oameni cum de treabă. Adică n-a zis nimic. Bă, mă, în bătrân face și una alta, pe unul de capul lor, pe aici vine, vine copiii în străinătate. Și n-am, vă uitați să mă vedeți dacă stă aici copiii lor, stă, au și copiii nepot, în altă. Băi, nu vreau să vedeam cu mine acolo, chiar la mea, pe aici. Să arăgăm noi frumos, până una alta, să nu zic om, bă, cum mi le-ai lăsat. Păi știu, ce-a frumos să știe omul cum le pune, cum le așa, uite așa. Nu ciobani altă. Așa, uite așa, uite așa, și uite așa, le-așinăm foarte, le-așinăm frumos să nu rămâne, să nu rămâne ceva pe aici, uite așa, și pahile pe aici le luăm și le punem la rând cu aia la altă, uite așa,
Să vedem, uite așa. Atunci pot să apuc lângă tot la grămadă. Bine, punem așa cum o trebuie să... S-a băcat o mașină de lemne aici. Atunci, uite și eu ușa... ușa la oameni. Așa e frumos. Nu pot să... las... Mă vedem înapoi acasă, dacă o să schimbam camionul, bine, nu o să iau camionul ăsta, o să luăm, cred că o să luăm un mandala, când am dus, nu știu ce am dat, sare în sufără, mai în camionul din spate, iar venim cu mine la oară, mă, bine, și mă, vorbă, 25, iar să văd cu tine o mie de care le mergea, că cu el a vorbit oamenii, spune cum e. Ia să vedem. Așa. Salutare, Neilie. Am revenit din nou la matale. Neilie, am venit să te întreb Nea Marcel și cu tanti, este de acum vrea lemnele? La un metru ca să le poată crepa mai ușor sau la 12, cum ți-am adus matale aici? Din câte mi-au spus ei, vrea tot așa la 12 metri. Că o să vină copiii ori din sănătate în curând și să aibă și ce munci, știi? Da, Neli, la 12 metri o să țin minte să le tai următoarea, că i-am luat lui Neiwan și lui Tani Marcica niște lemne, o mașină și au fost foarte mulțumiți. I-am luat la un metru, nu la 12. Știi, eu știu că am văzut că ai trecut pace pe lângă mine și te-am văzut când ai trecut. Da, Neli. Mai am cursa la tanti Marci, la tanti așa și pe la așa și vedem după aia ce mai avem de făcut. Că na. Bine, te las că văd că ai treabă și sunt mai țin din treabă. Bine, domn Florin. Salutare și spor la muncă. La fel de voastră. Am zis, chiar dacă el este primarul din comună, din comună, din comună, trebuie să-l respectați, nu? Primar, nici așa, cu Neilie, că... Chiar dacă are eu 46 de ani pe afară, poate de ani, trebuie să... Să luăm cu frumosul, că cu ei facem treabă cu primarii sau cu altcineva. Și, da, nu mă rog că mă aflăm la Nea... La Nea asta care am zis-o. Alea e Gheorghis, acum a zis eu, nu m-aș mai zis. Tanti Elisabeta, nu am zis acum că nu e prea lene. Poate facem altceva, nu se știe încă, dar vede. Până stau, până reglez comarțul, până... Nu e așa de vreme, nu e așa de fermă, mai așa de un teren, vedem că nu e așa de un teren nou. Cred că aici era cea, că îmi găsesc în terenul de mine. Încă nu se știe momentan. Dacă am plecat cu remorcă, vin fără. Dar nu trebuie să cumpărăm altă remorcă, nu este problemă de asta. Până vine campania, mi-e preierat la drum mai greu de un pic. Parcă mai aici Lizardul. Sau Mercedes-ul, cum îl spuneți voi. E cu Liza, pa, Mercedes, una, alta. O cursă am făcut-o de lemne. Mai avem o cursă, dar nu o ducem acum, că nu am chef de treabă la ora asta. Romanul e aici, Fiat-ul e acolo, grâul nostru crește frumos. O, ce frumos crește. O mândrie de grâu, dar vedem.